Concursul de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie va avea loc duminică 8 decembrie. La fel ca în anii trecuți, concursul se va desfășura în 6 centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara, după aceeași metodologie pe o durată de 4 ore, sub formă de test grilă cu 200 de întrebări. Înscrierea pentru examenul de rezidențiat se face la direcțiile de sănătate publică, programul fiind prelungit până sâmbătă, între orele 9 și 14. Până în prezent, peste 5.000 de candidați și-au depus dosarele. Anul acesta sunt scoase la concurs 4.710 locuri și posturi pe cele trei domenii de pregătire. Sunt 3.960 de locuri și posturi la domeniul medicină, 398 la medicină dentară și 256 la farmacie, alte 96 de locuri fiind pentru ministerele cu rețea sanitară proprie, respectiv Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Interne. Pentru această sesiune, numărul posturilor și locurilor pe domeniul medicină a fost suplimentat cu 558 față de numărul de absolvenți. Potrivit calendarului concursului, în 5 decembrie se va afișa pe site-ul rezidențiat.mse.ro și pe site-urile facultăților de medicină și farmacie repartizarea candidaților pe săli în funcție de domeniul pentru care s-au înscris. Examenul propriu-zis va avea loc în 8 decembrie, în 6 centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara, după aceeași metodologie, pe o durată de 4 ore, sub formă de test grilă cu 200 de întrebări. În perioada 17-19 decembrie 2019 se va face alegerea posturilor, locurilor de candidați în funcție de punctajul obținut, iar din 6 până în 14 ianuarie 2020, viitorii rezidenți vor semna contractele individuale de muncă cu unitățile sanitare. Repartiția pe clinici de pregătire se derulează între 14 și 16 ianuarie, iar încadrarea în unitățile medicale ca rezidenți este prevăzută pentru 1 februarie 2020.